Cât? 1 ori 3. 1 ori 3. Ori. Ori. De până la 15. 15. Și egal cu? Aș putea să spun că este asta. Aici cine este? 14 față. Asta, ori asta, adică ați fi asta toată la pătrat. Păi da, dar mai e și 14. Adică să fie aceea, totul la a doua, ori 16, dar... Deci vine 2 ori 4 ori 6 ori 14 supra 3 ori 5 ori 15, totul la a doua, ori 16. Deci am arătat că V supra A arată așa. V supra A arată sub forma asta. Oare asta e mnemonica 1? Întrebare. Dacă putem arăta că toată, tot produsul ăsta e mnemonica 1 sau nu? Păi, ori poate să fie 16. Păi, dar, de exemplu, paranteza, da, deci mnemonica 1. Dacă avem o 16. Păi, da, nu contează. Da. Asta da. Nu contează. Dacă e o 16. Aici, aici este toată povestea. Vedeți, e ceva la a doua. Dar pentru că am și unul la a doua, că de unul. Dacă îl de unul. Mă rog, e mai mare ca unul pe care doar de unul. Întreb eu dacă e mai mare păi, sau ca unul. Păi mai mare. Nu? Mare? Păi s-ar putea. Stați puțin. Deci toată aia o 16 se fie mai mult. Aici, numărul 3, 5 până la 15, câți termeni sunt aici? Acolo sunt 15 minus 3, 12. 12 împărțit la 2, 6 plus 7. 7 termeni sus. 14 minus 3, 12 împărțit la 2, 6 plus 7. 7 termeni, da. 7 factori sunt și sus și jos. Ei, dacă le-am luat pe fiecare 2 pe 3 față de 4 pe 5, 6 pe 7 și 14 pe 15, sunt subunitate fiecare. Da. Da? Sunt mai mici. Sunt mai mici decât 1. Când ridicăm la pătrat? Ridicăm la pătrat tot mai mici decât 1 vor fi, dar dacă ridicăm cu 16 s-ar putea să depășească pe 1. Aici trebuie să vedem cum reușim să arătăm că depășește pe 1. Păi ia să-ți luăm ceva mai mic. 2 ori 4. 2 ori 4. Lasă-mă puțin. Sunt 2 ori 4. Bine, fără 16. Să mă vedem cum arătăm. Să-mi spune 2 ori 4. Deci o să fie mai zic ridicăm. Deci... aici e chiar dată pe mic. Nu, aici e chiar aici unde se întâmplă profesor. De la 2 la 14 puțin descris. Așa. Supra 3 ori 5 ori 7 ori 9. Să mai simplificăm de nevoie. Să simplificăm să vedem dacă ne ajută? O să ne ajute cu ceva simplificări, dar nu putem simplifica totul. Totul clar? Nu. Deci ar fi aici, dacă am simplificat, zice 2 ori 2 la 2. Ori 2 ori 3. Da, ca să duci cu 3. Ori... 8, 2 la 3. 2 la 3. Ori 2 ori 5. Ori 2 ori 5. 5 la spus chiar cu 5. Da. Ori... Suntem la 12. 2 la 2 ori 3. Așa. Facea suntem la 14. 2 ori 7. Și totuși... Nu am, foarte clar simplificarea aceea nu mă ajută prea mult, numărul e destul de mare. Calculul în sine, numeric, nu asta e soluția, trebuie să vedem altceva. Deci, sunt acolo 3, 5 simplificat cu 7, nu? Da, 3, 5, 7. Și scădem din cele... 3 de la 12. Da. Dar nu... Dacă ar fost mai mult, ar fost și mai dificil, nu?
Important este că ne ducem aici și relația asta așa ar veni. Că A egal 1 pe 16 ori 1 pe B. Iar A ori B știți când face, e să vedem A ori B, hai să folosim și A ori B. A ori B egal 1 pe 16. De aici. Uitați, A ori B, de la relația asta care am găsit-o și eu, A ori B, amplific aici, egal 1 pe 16. Dar punctul B, asta era forma cea mai simplă. Uh-huh. Însă, eu trebuie să arăt că B e mai mare ca A. Sunt aici blocat. Dar să vedem deja că B e mai mare ca A. Că... De ce să stați mai bine. Stați un pic. Că sunt mai puțin termeni decât în A. Aici sunt doar 7 fracții, spuneți voi. Acolo sunt 8. Acolo e 14 pe 15, acolo e 15 pe 16, pentru că nu poți să spui exact. Dar tu ghizi, dar nu. 16... B... E mai mic decât A. B e mai mare. De ce să arătăm doar că... Păi da, dar uite și la C. Arătați că A e mai mic decât 1 pe 4 și B e mai mare decât 1 pe 4. Deci e diferență foarte mică. Păi da, dacă... În rândul după scrisul de aici, o să avem acolo o 16 și avem toată aia și de desubt numitorul avem la fel la amândouă și numărătorul avem la fel la amândouă, numai că la a doua avem și 16. O 16, deci. Dar nu poți să spui exact, adică nu poți să spui. E altceva acolo, nu este exact ce-ai spus tu. Poate să fie B, B înseamnă e mai mare decât A, pentru că noi uităm la punctul C, da, să fie B mai mare. Sigur, deci trebuie demonstrat. 1 pe 2 este mai mic decât 2 pe 3. 3 pe 4 e mai mic decât 4. Sigur. Dar 14 pe 15 e mai mic decât... Deci 1 pe 2 e mai mic decât 2 pe 3, 3 pe 3 decât 4 da. Și 5. 5 pe 6, da. Și așa, dar ăsta de aici rămâne 1 în plus. Deci noi avem aici numai 7 fracții și aici avem 8. Pentru că 14 pe 15 e mai mic decât 15 pe 16. Și 15 pe 16 este mai mic decât 1. 15 pe 16 e mai mic decât 1, da. Dar acela care ne ridică exact. O problemă... E mai mic decât 1. Da. Și asta e toată rezolvată. Da. Da, uitați, eu vreau să... Și eu la fel, să mă duc așa, fracție pe fracție. Da. Dar, din păcate, ți-am rămâne asta în plus. Da. Și asta în plus mă gândeam. Da, e un pic de analiză și așa este. Deci, 1 pe 2, se păstrează sensul, 1 pe 2 este mai mic decât... Acum înțelegi. Da? O doime e mai mic decât 2 treime. O doime, o jumătate decât 2 treime, e adevărat, da? Da. O treime e mic decât 2 treime. 3 pe 3 e mic decât 4 pe 5. Da. 3 pe 4 e mic decât 4. Până să scriți, decât 4 pe 5. Hai, hai. Dar hai să încercăm să se dăm după aici. Deci, dar este adevărat că o doime e mic decât 2 treime? Da. Nu știu, sigur, da. Zice așa, dar nu ești convinsă. Hai să aducem același numitor și ar fi echivalent asta, o a spune că 3 e mic decât 4. 3 e mic decât 4. Da. Deci ori spun că 3 e mic ca 4, ori o 2 e mic decât 2, e același lucru. 3 pe 4 e mic decât 4 pe 5, adică fracția următoare, 3 pe 4, e mic decât 4 pe 5. E de parcă aș spune, 15 e mai mic decât 16. Adevărat, deci ăsta da. E mic. Da. E adevărat și următoarea, 5 pe 6, 5 pe 6 e mai mic decât 6 pe 7. E de parcă aș spune că 35 e mai mic decât 36. Deci, ele sunt numere, nu pot să cu tine, e clar că așa. Și în sfârșit, puncte, puncte, 13 pe 14, 13 pe 14, e mai mic decât 14 pe 15.
de parc aș spune că 13 ori 15 fac 100... Da, știm 14 ori 14 care-i... 100... 196. 196, da. 196. Este 195 atunci. E mai mic decât 196. 196. Da? Da, asta e. Tocmai el spune așa, luând fracție cu fracție, fiecare, asta de aici, e mai mică decât cealaltă. Asta e mai mică decât cealaltă, asta e mai mică decât cealaltă, și așa mai departe. Până aici, până aici, e perfectă chestia. E mai mic. Dar mai avem că în plus la A e și 15 pe 16. O punem. 15 pe 16 e mai mic decât 1. Subunitate sau e supraunitate? 15 pe 16. E subunitate. E mai mic decât 1. Și acum, dacă ești, le mulțim membru cu membru. Cei din stânga mulțiți și cei din dreapta. Și cei din stânga sunt 1 pe 2. Ori. 3 pe 4. 5 pe 6. Ori. Și așa mai departe, până la 15 supra 16, e mai mică decât 2 pe 3. Ori 4 pe 5. Ori 6 pe 7. 6 pe 7. Și așa mai departe. Ori 14 pe 15. Da, cu ori 1 tot are. Da? Și ori 1, dacă vreți, ca să da? Da? Tot este. Dar asta este toată construcția asta de aici este tocmai amic. Amic. Și toată construcția asta de aici din dreapta este meu. Și iată cum a ieșit ca e mai mic ca foarte interesant. Da, mai mic ca mea. Da, deci luându-le, comparându-le fracții cu fracții, cea de sus, cea de prima care provine de la A, cu cea de pe locul de la B. A doua de la A, cu a doua de la B. Dacă e mulțit, putem să facem asta. Dacă era plus? Dacă era plus, și la adunare. Se păstrează sensul inegalității. A, putem să facem și deci dacă e inegalitate, sigur că da. Și plus toate, plus toate, plus toate, da. A. Membru cu membru, adunate sau mulțite, inegalitatea se păstrează. Ok. Da. Bine. Bun. Și în clipa asta, am arătat că am mai mic ca B. Punctul a terminat. S-a aducut la forma cea mai simplă. Facem foarte corect, foarte frumos și asta e soluția. Așa cum am dat-o aici, dar le mulțim pur și simplu. A, le mulțim pur și simplu. Pur și simplu, le mulțim A ori B. Deci A ori B. Dar de ce ai momente de blocaj de asta? Hai, participă că sunt... Te joci la un lucru. Exact. Ce n-ai înțeles? De ce nu vrei să vrei? Da, n-ai înțeles și... Exact. Poate ce nu participi, înseamnă că nu aș înțeles. Tu ai starea aceea de exuberanță când înțelegi. Exact. Da? Deci, am luat. Aici sunt mai multe fracții. Sunt în total, am vorbit 8. Îi place să 7. Și l-am comparat fracții cu fracții. Haideți să mulțim fracția de la prima cu fracția de la a doua. Fracția la... Iar și următoarea fracție cu cea de mică. Și l-am luat fracție cu fracție. Eu nu m-am dus direct la 7, pentru că n-am sesizat că fiind 8 aici, cu astea cu ce mai compar. Ei, cu 1, cu 15, cu 16. E mai mic. Și e în același sens. Că dacă ar fost supraunitare, nu mai puteam să gestionez. Atunci eu nu mai puteam să recunosc membru cu mai. Se respecte sensul de mai mic. Da? Mi-a plăcut. Foarte interesantă ideea. Mie mi-a plăcut ideea asta. Și acum, A ori B. Hai să facem A ori B. Trebuie să-mi niște spate. A ori B egal cu. Tot așa, una de acolo, una de acolo? Putem face și foarte bine așa. Putem face tot așa. Dar pentru ce vreau să descrim așa, ce e A, ce e B-ul și cum e că de acolo. Hai zi, da. 1 pe 2. 1 pe 2. Ori. Ori 3 pe 4. Așa. Ori 13 pe 16, ce e ultima? Ori 13, e bine să o lasă. 13 pe 14. Ori 15 pe 16. Așa. Ori 2 pe 3. Ori 2 pe 3. Ori 4 pe 5. Ori 4 pe 5.
14 pe 15. Te rog să observi ceva, Daria. Trebuie să mulțumim unul pe 2 cu 2 pe 3. Ce să facem? Să mulțumim unul pe 2 cu 2 pe 3. Unul pe 2 cu 2 pe 3. Sau să observăm, Daria, cu 2 ori 4 ori 14 bucata asta. O întâlnim și aici. 2 ori 4 ori 14, că știm bine, înainte de a înmulți, trebuie să simplificăm. Adică trebuie să simplificăm 2 cu 2, 4 cu 4. Că e ori, mamă, și putem simplifica. Da? Când nu putem simplifica, că e adunare. Dar aici este mulțim. Și atunci toată bucata asta, ce toată bucata asta. Mai sesizăm ceva? Da. Avem acolo 5... 3 ori 5 ori. Stai puțin. Da. Avem 13 și 15 și acolo avem 13 și 15. Deci este și aici este 13, 13 este în față. Aici toată lumea nu-i pare să întâlnă. Și mai sunt dacă îi scrie. Și 3 și 5. Deci toată bucata de la 3 la 15, cu toată bucata de la 3 la 15, produsul ăsta tot, da? Cu tot ăsta. S-a terminat. Și atunci ce vine? A ori pe? O să fie A ori pe 1 pe 1. 1 pe? 1. Uite ce a rămas. 1 pe 1 ai zis bine. Ori? Ori 1 pe 1. Ori 1 pe 1, dar ce vreau să arăt? Rămas și una. Rămas 16 de aici. Da, o să rămână 1 pe 6. 1 pe 6. Face în total 1 supra 16. Deci A ori B, am arătat că A ori B este egal cu 1 pe 16. Același lucru am arătat și mai înainte când am gândit eu așa acolo, nu? Uitați, când am modificat de bine, A ori B egal cu 1 pe 16. Bun. Mi se pare mai rapid soluția asta de înmulțire. Pur și simplu, A ori B, adică construcția de acolo. Și puteam să facă prima 1 pe 2 ori 2 pe 3. Sigur și vedea mai repede 2 pe 4. 1 pe 2 ori 2 pe 3, 2 pe 4. Exact, și vedea mai repede 2 cu 2 decât bucata aia. Sigur că da, dar eu am vrut să las A tot și B tot, după care puteam să zic 1 ori 2 și veneam cu 2 ori 3. Da. Plus 3 ori 2 ori. Nu 3, plus ori. 3 ori 4, ori 4 pe 5. Exact. Și vedeau un lucru. Și în felul ăsta se vedea 2 cu 3, 3 cu 4. 4 cu 4, da. Și se tot ducea diagonala asta. Și vedea 1 aici și era 15, cum ai zicem, 15? 16. Și 16 ăsta. 15 ducea. Era de simplificat, da. Și rămânea 1 pe 16. Foarte bine. Da? Deci așa se întâmplă. Bun. Acum să arătăm că A e mai mic decât 1 pe 4 și B este mai mare decât 1 pe 4. Exact. Am arătat. Cum am arătat? Am arătat doar că B e mai mare decât A? Atât am arătat. Dar n-am arătat cât. B e mai mare ca A. Asta am arătat. Și de seară că B este mai mic decât 1 pe 4. B e mai mare decât 1 pe 4. De seară că A e mai mic. Da, ai mai mic decât 1 pe 4. Ca să ne dea 1 pe 16, ce mai bine există două soluții. Există 1 pe 2, ori 1 pe 8. Dar nu așa. Dacă... Și 1 pe 4, 1 pe 4. Asta e singura soluție. Da, nu așa. Pentru că tot au și tot B. Nu numai 2 sau 3 numere din el. Nu, el a plecat de la B, de la soluția de la B, găsită la punctul B, ca ori 3, 1 pe 16. Și ar fi așa, dacă două numere mulțite fac 1 pe 16 și știm că B e mai mare decât A sau că A e mai mare decât B, atunci variantele ar fi, a zis... 1 pe 2 ori 1 pe 8. Dar poate să fie și 2 pe 30, 32. Cât? 2 pe 32. Nu e tot 1 pe 16? 2 pe 32. Sau 3 pe... Cât mai e acolo? 48. 3, 48. Nu văd tot 1 pe 16. O facem echivalente. Ia 1 pe 16. Așa că... Bun, hai să plecăm de la asta. Ca B mai mare ca A. Da. Și mai știm că A ori B egal cu 1 pe 16.
Întotdeauna nu plec fericit din asta, domnul profesor, trebuie să plecăm de la ce am aflat deja. Sigur că da, toate. Să ținem cont, se leagă, a zis că se leagă. Tocmai, interesarea mea e să... Deci noi am arătat că de ne mai ca și să abordei la celor președinte. Domnule, asta o să trebuie să le amplificăm și pe alea și să fie aceeași chestie. Ia să vedem. O să amplificăm și unul pe patru. Ca să... Nu, o să-mi dea un rezultat. Dar trebuie să ajungem așa. Păi nu, dar vreau să zic că dacă o să fie 2 pe 32, o să ne dea două fracții. Și alea o să vedem că... o să fie mai mare decât 1 pe 4. Dacă... Da, da, vezi tu, A ori B e o fracție. A e o fracție și B e o fracție ca urmare a mulțirii. Și sunt doar două fracții care dau 1 pe 16. Nu poate poziția 1 pe 2, iar dreptate aici. Sunt fracții destule care la mulțire se fac 1 pe 16. Chiar asta aici, forma lui A, este o ciudățenie. Da, da, da. Un numărător destul de ciudat, un numitor. Important că A ori B face 1 pe 16. Și că A și că B e mai mare ca A, lucruri dovedite de noi. Da. Din astea două trebuie să urmeze că A e mai mic decât 1 pe 4, parte, și că B e mai mare ca 1 pe 4. Cum? Cum? Ce manevră să facem noi? Știindu-le pe astea două rezultate. Eu aș vrea să apar aici, într-o parte, A ori B. Că știu cât face, 1 pe 16. Cum să fac? Cum să apare A ori B? Păi A este... Cum să apare într-unul din membrii așa ăștia? A ori B. A ori B. A, vedeți că am zis. Zim, cum să facem A ori B? Nu asta. Trebuie să ai zim, nu fugiți în altă parte. Cum? Nu am zis în altă parte. N-am nimeni. Deci, atenție. Când încercăm să conducem ideea, nu fugim la altă parte. Hai să urmărim pe asta. Aici. Deci eu am insistat ca să valorific A ori B. Cum știau că B e mai mare ca așa, am întrebat aici cum să fac ca într-un din membrei să apară A ori B. Mulțumim aici cu un an. Și atunci din aici... Să fie un pe 6, A ori B mai mare decât... Decât ce? Mai mare decât A la 2. A la 2. Dar A la 2 cât este? 1 pe 16. Deci echivalent. Că 1 pe 16. E mai mare decât A la 2. Mai mare decât A la 2. Bun. Deci 1 pe 16 e mai mare ca A la 2. Putem să spunem că adică... Echivalent. Nu, vedeam că putem să spunem... Adică sunt toate fracții. Să spunem că 16 pe 1 este mai mic decât... 1 pe A la 2. Da, da, da. 4 vrei. Da. Hai să organizăm să fie ceva la 2 aici. Că tot am A la 2 în partea asta. A la 2, da. Da. Păi acolo putem spune 1 la 2 și... Și? Deci aici nu aș putea spune. 4 la 2. 4 așa. Deci echivalent va spune A la 2 e mai mic decât 1 pe 1 la 2. 1 pe 4 tot la 2. Poți să spui așa? Da. Da. Nu ai nimic potrivă. Nu. 2 cu 2. A scris A la 2 mai mic. Invers a scris. Mm-hmm. Și acum, adică cum să scot ce dă la a doua. Să renunți la a doi. Da, să renunți la a doi. Și să fie că A este mai mic decât 1 pe 4. A mai mic decât 1 pe 4 și terminat. Și asta am dovedit-o. Am dovedit-o. Da, dar uite ce fain, unde s-a plecat. Ce fain s-a plecat. De la ceva ce am obținut, tot voi ați obținut primul lucru. Că B e mai mare decât A, la primul rezultat, la punctul A, și la punctul B ați obținut voi, la punctul A. Deci este spectaculoasă ideea. Da, și o ați zice să mai insistăm. Mă insist pe ea că este important. Deci punctul C nu poate fi mișcat dacă noi luăm în calcule că rezolvarea de la A și B. A și B-ul de așa și cum. Dacă vreau să spună să-l găsim pe B fiind mai mare decât 1 pe 4, o să-l găsim. Îl mulțeam cu B. Ia să vedem cum se face. Deci mulțim. O luăm din nou și vine B mai mare decât A. Tot de la inegal. Da. Și acum mulțim cu un B la mine. Așa. Și o să fie B la a doua, mai este mai mare decât 1 pe 16. Decât A ori B. A ori B. Da.
care face 1 pe da. 16. Și acum o să scriem că B la 2 mai mare decât este mai mare decât, decât 1 pe 16. 1 pe 2-a. Am întrebat dacă e 2-ul pe componenții se renunțează. De ce B mai mare decât 1 pe 4? Același exponent. Da, da, același exponent. Dar înseamnă că B mai mare decât 1 pe 4. Deci rezultă că B mai mare decât 1 pe 4. Remonstrat. Ce frumos exercițiu, mie mi-a plăcut. Da. Câte învățile? Haide să ne întoarcem. Și să înțelegem și mai în intimitate exercițiul acesta. Autorul folosește aceste fracții așa fel încât comparându-le două câte două, să ne putem da seama, 1 pe 2 față de 2, 3, 3 pe 3 față de 4, 5, și așa mai departe. Și de ce nu mai avanță și pe 15, pe 16? V-ați întrebat? Putea să lase așa, și la mulțirea ceea ce ne-am mulțit noi, constatam că, într-adevăr, B mai mare ca A. Agață pe 15 pe 16, când face produsul A ori B, 15 ăsta să se ducă cu 15 ăsta. Pe jos, da. Să rămână 1 pe 16, da. Se rămână 1 pe 16, pentru că în clipa în care face produsul A ori B, A ori B îi dă 1 pe 16 și când nu poate să spun problema cum se comportă A, ca A e mai mic decât o pătrime și B mai mare decât o pătrime, ca să-și facă și punctul. Ce? El când a făcut exercițiu, a gândit așa. Am aici 7 fracții, 7 și partea asta. Comparate ele două câte două, știa că A e mai mare ca B. Și stop. Dar zice, hai să fac și produsul. La produs, când le făcea fără 15 pe 16, observă că nu se mai reduceau așa frumos. Rămânea 15... Rămânea 15. 1 pe 15 rămânea. Rămânea 1 pe 15, da. Și 1 pe 15, nu mai reduce la 1 pe 15 ăsta nu face pătrat perfect. Exact. Și atunci merge cu un pas și îl bagă pe 1 pe 16. 15 pe 16 la 15 pe 16, ca să scape de 15 la mulțire. Corect. Și să rămână 1 pe 16. Care îi face punctul C. Foarte fain. Da. Deci el putea să aranjeze exercițiul până aici. Corect. Și A mai mică B. Arătați că A mai mică B. Atunci era și telefonat foarte repede, că sunt numărul difracției. Te împingea spre 1 pe 2, compară cu 2 pe 3. Exact. Că sunt 7 fracții sus, 7 jos. Și compară. Era telefonată ideea. Băgând o fracție, da, pentru nevoia de a face punctul B, punctul C. Punctul B mergea și fără. Mergea și fără. Da, 1 pe 15 tot. 1 pe 15 produsul. Tot bun. Și era tot bun. Dar pentru a-și construi punctul C și pentru a te îndepărta tu de soluție. Corect. Deci nu-ți mai lasă libertatea, zici, băi, și 8 fracții și asta 7 fracții. Cum să fie aia mai mică? Să fie mai mică. Mai mică. Nu știu. Mai bine încă ceva în plus acolo și tot mai mic rămâne. Exact, ori 15 pe 16. Și mai pun ceva, exact. Tot în urmă sub unitare e drept, dar te întreb dacă se păstrează sensul inegalității. Și atunci tu fugi de la ideea de a le compara două câte două și nu ești atent că 15 pe 16 e mai mic ca unul și că nu are contribuții în același sens. Și punctul C, cu ocazia asta, îi aduce la soluția foarte tare de aici. Și la punctul C, ca să-l rezolvi, de la asta pleci, de la ce e rezolvat, la ce nu la A și la B, că n-ai motiv degeaba. Nu îl iei iar deci, la B. Cu ce plecăm? Deci plecăm în afară de ideea asta de a compara fracțiile, în afară de... la punctul C, se pare că ești aruncat în aer. Exact. Dacă cum să arăți că A e mai mic, ai arătat ca ori B face 1 pe 16. Și aici un pic parcă te-ai prinde. Un pic te strânge, fiindcă ai arătat că produsul A ori B face 1 pe 16, dar
Când le înmulțești acum pe 16, însă unul poate să fie. Ai arătat unui mai mic, și unui mai mic. Mai mic decât pe. Da. Și acum este momentul cel mai tare la punctul C, când folosești că ai minica pe și fiindcă aia urmei 1 pe 16, mulțești fiic un A, fiic un B. Da. Ca să-ți dea inegalitatea aceea B pătrat mai mare decât 1 pe 16 și A pătrat mai mic decât 1 pe 16. Și 1 pe 16 vezi ca 1 pe 4, 2 la 1. Păi zis că avea un idei. Iar domnul profesor era așa de faină încât noi nu vreau să plecăm de aici. Chestia e că eu am zis aia cu 1 pe 8 și 1 pe 2 și am văzut după aia 1 pe B, e mai mic decât 1 pe A, deci am căutat pe tine toată spune. Nu, a arătat că e mai mare ca A. Păi da, asta am zis. Noi nu aveam făcut da, asta. Da. Și tu asta mai evident că 1 pe B mai mic decât 1 pe A. Da, și am avut 1 pe B ori 1 pe A, deci stăm 1 pe 16. 1 pe B ori 1 pe și nu poți, și 16 e 4 ori 4 sau 2 ori 8. Și nu poate să fie 4 ori 4, că trebuie să arătăm chestia aia. Și mă gândeam că e 8 și cu 2. Și 8 e mai mare decât 2, dar în fracții 1 pe 8 e mai mic decât 1 pe 2. Deci, cum am arătat la punctul A, că B e mai mare ca A, echivalent cu 1 pe B mai mic decât 1 pe A. Pot să spun că este echivalent cu asta. Și acum tu vezi aici că e 1 pe 16, înmulțim ambii membri cu 1 pe 16 și apare că 1 supra B ori 16 mai mic decât 1 supra A ori 16. Dar 1 supra B ori 16, 1 supra B ori 16 este tocmai A. Și apare aici că A e mai mic decât 1 supra A ori 16. Da? Și eventual aici înmulțești cu un A și vine tot A pătrat mai mic decât 1 pe 16. Tot același lucru. Da? Dar m-am dus un pic pe ocolite. Nu-i grav de ideea. Nu pot să iau 2 și 8 acolo. Nu am ca A și B, nu sunt numere naturale. A și B sunt fracții acolo. Au un rezultat înmulțirii, o fracție. Nu, așa trebuie făcut. Așa trebuie clar. Da? Aici așa trebuie făcut. E clar și rezultatul unui gândiri foarte corect. Da. Așa trebuie să gândiți, copii. Matematic. Deci plecăm de la... Când avansăm, într-un exercițiu, punctul A și punctul B, odată făcute, sunt achizițiile noastre, sunt lucruri pe care le știm de așa. Ne folosim de ele. Ne folosim de ele. Sunt adevăruri pe care le-am pus la punct, am arătat asta. Și la punctul C, asta. Deci, mi se pare cel mai tare punct este C-ul. C-ul este cel mai tare, pentru că după ce punct A ori B face 16, 1 pe 16, în data acolo, și despre A și B știi ceva, inițiativa asta de a mulți cu A, pentru că știi A ori B, și cu B, pentru că ai A ori B în celălalt membru, și cu A pătrat și B pătrat, este punctul cheie pentru că ești la punctul C, da? Corect, inițiativa asta. Foarte frumos. Nu mi-a plăcut maxim. Da. Nu știu de Păcat că aici ne-a derutat foarte bine. De ce și-a propus autorul? A reușit. Exact. Băgând cele 8 fracții, exact. Pe ne-a scos de mână. Ne-a depărtat de ideea de comparații. Exact. Da? Și-a reușit. El a făcut-o cu scopul de a-și face punctul C. Și ne-a băgat în ceață inițială. Sigur că în moment am zis, băi, totuși cum fac acolo? Ați înțeles? Dacă mai avem timp, dacă mai avem timp, da. Corect. Da.
Mai aveți timp acolo? Aveți timp? Da. Bun. Scriți-mă asta. Determinați numele naturale M, P și K. M, P și K naturale. Deci determinați. Numele naturale M, P și K. M, P și K. Naturale. Deci, nu ne am să și pe Andrei? Hoia! Cred că știi! Ce? Dar eu nu știu că am Andrei, nu trebuie să-l amânzi. Păi, dar nu știe că ați făcut la patru. De unde să știe? Că am să păi, ați dori. Da, hai bine. Facem de la patru. Hai să vedem. Am zis ieri la patru jumate. Probabil. Dar acum e 5 jumate, dragul. Da, nu mai reținut. Deci, determinat numele naturale M, P și K, unde P este prim. Deci, P... Prim. Doar P este prim. Astfel încât M pe lângă N plus 1 să fie egal cu P la puterea K. Dar am făcut ăsta. Da, da, eu... Da? Da. Să vedem dacă l-ai făcut. Și l-am făcut și aici. L-am făcut aici? Nu, nu mi-am făcut nimic. Stai să fie, eu am făcut. Hai, hai, nu contează, hai. Deci, găsim pe N, P și K numele naturale, cât e pe N plus 1. Să fie P la puterea K. N pe lângă N plus 1 este număr impar. N pe lângă N plus 1. E un număr impar. Adică, un număr impar. Păi, decide-te. E un număr impar. N pe lângă N plus 1 este un număr impar. Că o să un număr prim. Un număr prim. Pe lângă N plus 1 egal număr 4. Și P trebuie să fie prim. Și ca să fie ceva la puterea ceva, să fie un număr par, o să P trebuie să fie 2, pentru că P este un număr prim și este par. Pentru că 2 la ceva mereu o să ne un număr par. Deci iată o observație pe care o face. N pe lângă N plus 1 este par. Și iată un număr prim, prim par. P trebuie să fie prim, au putere să facă număr par. Numai dacă, care e singur număr par prim? Singur număr par prim este 2. Da? Deci, de aici... N nu poate să fie 0. Deci, un P e dat prim, și egalitatea de aici cu N și N pe lângă N plus 1 este par, ne trimite obligatoriu spre P egal cu 2. 2 este singur număr prim par. Este singur număr prim par. Și P trebuie să fie egal cu 2. N trebuie să fie egal cu 1. Deci, în clipa asta avem că P e egal cu 2. N trebuie să fie obligatoriu egal cu 1, pentru că altul nu mai poate fi. 0 nu poate fi, deoarece o să dea 0 ori 1 și o să dea 0. Și deci, nu poate fi. N nu poate fi numai 1. De ce? Pentru că dacă luăm 2... Păi dacă pun răzare acolo, N, 1 pe lângă 1 plus 1 e egal cu 2. De-aia. Nu mai iei că iei 2, că iei 3. Nu, dar... Deci nu mai poate să fie alt număr. De ce? Deoarece eu o să dea un număr par, numai că nu o să dea la o puterea de 2. Și eu nu mai rămâne prim în condițiile astea, nu? Eu, rezultatul trebuie să fie și număr prim. Trebuie să fie un par. Și atunci singur poate să fie... Și atunci eu iei 2. Nu, păi, iert că nu e... Și e egal cu 1. Și atunci... Pentru că e egal cu 2 la o putere, 2 la K. Da. Da. Cine spune? N care să fie mai mult. E egal cu 1. Deci de aici rezultă că N e egal cu 1. Și K mai e tot 1. Pentru că trebuie să dea 2 la 1. Da. Acum am spus să vă dau și eu dacă am spus. Da. Deci. Sau poți mai cum că să spunem direct. Ca să nu fie iarăși... Prima carte de olimpiadă, un ciclu, profesor. Carte de olimpiadă. Ok. Completați tabelul alăturat, acționând cu suma numerelor de pe F
Fiecare linie, coloană și diagonală să fie aceeași. Deci, completam tabelul alături de la A. Deci este un tabel în care avem așa. Este un tabel și sunt două. Aici e 21. Scrie ce voi copii la tabelul. 14, 19 și 20. Completați tabelul asta, pentru că suma numerelor de pe fiecare linie, coloană și diagonală, să fie aceeași. Deci dacă le adunăm pe diagonală, pe linie, sau pe coloană, sau pe linie, suma să fie aceeași. Da? Ia să vedem. Asta e pentru băieți, să înțeleg, un profesor Chiapu făcut. Adică pentru poți băieți. Să contribui și tu, că e destul de greu. Da. Aici, să spunem, punem un X, Y, Z, T și V. Da. X, Y, Z, T și V. Și alte condiții. X plus 21 plus 14. X plus 21 plus 14. Da. A, sunt condiții. Da. Păi așa v-ai zis că suma... Deci suma de pe fiecare diagonală, cu... verticală și orizontală. Deci și așa, și așa, da, și de așa, trebuie să fie aceeași. Aceeași e aceeași. Egal cu K. K. Apoi, Y plus Z. Plus 19. Plus 19. Tot K. 20 plus T plus V egal cu K. Și X plus Y plus X plus Y X plus Y plus 20 egal K. 21 plus Z plus T 21 plus Z plus T egal K. 14 plus 19 14 plus 19 plus V plus V egal K. Și diagonala acolo. X plus Y plus V X plus Z Z plus pe egal, același ca, da? Și cea? 14 plus 20 plus Z 14 plus 20 plus Z egal cu A. Ușor. Acestea sunt condiții. Păi, la scris e ușor. Uite, Z e Z plus 20 Nu e chiar simplu, dar se poate găsi că avem câte relații, câte le-ai cunoscute sunt? 1, 2, 3, 4, 5. Și noi avem mai multe relații, da? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Când numărul relațiilor depășește numărul necunoscutelor, ai șanse foarte mari. Da. Ia să vedem. X plus 35 egal ca. Deci aici e X-ul. Da. Și mai vedem într-o altă parte unde e X-ul. Încerca să terminați așa că îți dau o fugă până la mașină. Da, da, da. Da? X, haideți-mi de copii, ia uitați acolo, X, 3, 5, da. Prima, da? Ia scrie azi, tu și scrie după copii, tu. Da, 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 scrie, scrie. Nu, scrie tu, Daria, da? Îmi era și noi să gândim, nu ne-a ajuns. Da, da. X plus, dă-te puțin să vedem și tabelul tău. X plus 3, 5. Egal cu, nu mai pui egal ăla, egal cu, hai să uităm la rețetă ce mai putem afla. Uitați, V plus, V plus 33, că toate se egale cu K, deci se egale cu el. Da? Egal cu Z plus 34. Așa.